În 2022, uite frate, că a început un război. În loc să fim oameni fericiți, suntem niște oameni triști. Cine s-ar fi gândit că acest război va fi între noi, între oameni și eroi care aruncă cu noroi? Doamne, iartă-ne pe noi, căci suntem săraci și goi. Uite că vin câinii la război să ne pape și pe noi. Mereți Dinamo acasă, că astăzi este o zi tristă, această viață. Azi e 1 martie, mărțișor. Uite, acesta este al meu cadou pentru voi. Iarna se duce, dar vine războiul. Doamne, iartă-ne. Nimeni nu s-ar fi gândit că așa ceva se va întâmpla. Doamne, iartă-ne. Nici eu nu m-aș fi gândit că în loc să ne bucurăm de viață, ne întristăm de ea. Pe ce trece, suntem tot mai triști. Eu nu înțeleg de ce ne războim între noi. Deși spune în Sfânta Scriptură și la, ne rugăm și la Sfânta Liturghie, ne ferească Dumnezeu de război cel dintre noi. Mai ales dintre ortodoxi, dintre creștini. Uite că a început războiul ăsta între Rusia și Ucraina de 6 zile din 24 februarie. Se tot războiesc și nu mai au, nu se mai oprește, nu mai opresc războiul ăsta. Sper să domnul Vladimir Putin, puțin, cum i-a zis unul, să gândească și el puțin la consecințe, că vor suferi toți, numai ucrainienii vor suferi și europenii și lumea întreagă, și chiar și ei, și Rusia. Da, ne rugăm pentru pace, frați creștini, că mai ales acum, încă niciodată. Da, iarna se duce și vine primăvara, anotimpul cel mai frumos, cel mai bucuros, anotimpul învierii, pentru că toate înfloresc, toate înverzesc, deși acum n-a înflorit nimic, pentru că vremea e tristă. Da. Dinamo, nu țin companie. Latră și ei la mine. Ne-a lătrat la Putin, măi, și la oamenii răi, nu la oamenii ca mine care țin haiducia, care iubesc faptele bune, adică îmi place să fac bine, dar nu numai să zic, trebuie să-și fac, nu? Vorba aceea. Vorba zboară, scrisul rămâne, sau vorba sună, fapta tună. O să vă vedeam la frate, dragi frați creștini, haideți la fapte, amin. Primăvară frumoasă, duioasă, Hristos să fie cu noi, amin. Doamne, iartă-ne pe noi să fim eroi până la sfârșitul vieții noastre, amin. O bucată de rai pentru toată lumea, amin.